Salut! Eu sunt MNM și aici abia m-am trezit, se pare. Abia m-am trezit în urma unei zile de muncă care aduce cu Divina Comedie a lui Dante Alighieri. Mai exact, într-un timp foarte scurt am trecut prin infern, purgatoriu și paradis. Bine, nu neapărat în ordinea asta și mai ales paradisul pare să fi fost doar o iluzie. În fine, și infernul. De fapt, oarecum am meritat tot ce mi s-a întâmplat pentru că am păcătuit. Ei bine, da, am păcătuit. Așa cum păcătuiesc acum rugându-vă să dați un like acestui clip pentru că merită, veți vedea, și o distribuire pe celelalte platforme sociale, astfel încât să-l vadă cât mai mulți oameni, pentru că, exact, merită. Dar, apropo de Dante, putem enumera câteva din păcatele infernului lui Dante întocmai, printre care pofta... Tot ai foarte multe aici, îmi dai și mie ceva... Invidia sau mândria. Mai zi una de Jesus. Zic, sportiv de cele, da, din gură, de ce sportiv? Păi și dacă ești arbitru de MMA, ce înseamnă că știi să te și bați acum? Și chiar atunci când părea că am ajuns în paradis, lăcomia m-a făcut să mă trezesc într-un final. Mersi mult, acum singura problemă ar mai fi copiii, cu școala, cu alea, da? Bine, am mai fost și arogant. Zici ceva despre mine, prezintă-mă aici la... Păi cine ești tu? MNM. Am judecat aiurea. Și tu ești karatistă sau ce? De unde până unde? Și tu, care, și tu știi bătai? Am fost pe alocuri tot știutor. Oricum, toți ăștia voi cu mușchi pe voi, decât cu substanțe vă faceți, că altfel n-ai cum. Mai multe. Un fel de hater din mediul online, știți voi. Doar că eu mi-am găsit nașul, sau nașii. Băi frate, ascultă bine aici, bagă-ți mințile în cap. Tu nu mă cunoști pe mine. Tu nu mă cunoști pe mine. Da, pot să-ți dau două capace ca să-ți faci privirea spre înainte. Păi tu ai auzit de bătaie sau nu știi cum doare? Pentru că fiecare naș, fiecare client, adică mi-a dat o lecție. Mai exact, fiecare client sportiv, dat fiind că în ziua aia de muncă am avut de-a face cu sportivul prezentator. Sunt prezentator Eric Sef, DFS, anything bro, I'm the best in the game. Cu sportivul serios și conștiincios, inteligent și educat. Cu tot respectul, nu e adevărat. Eu personal mănânc sănătos, mă antrenez zilnic câte două ore la sală. Cu sportivul arbitru. Sunt arbitru profesionist, atent la cele mai mici detalii. Dar și cu sportivul altfel, dacă pot spune așa, sportivul alternativ. Vizita mea cu turista, vă este un Tatiana Fă, aveți grijă că vă bate karatista. Și în fine, în paradis, am dat peste sportivul accidentat, dar fericit, pozitiv și extrem de darnic. Bă, ce te uiți așa? Ce crezi că dacă sunt șchiop, nu pot să merg la sală? Dacă doar nu aș fi fost eu atât de lacom. Nici nu mai știu câte zile au trecut de când am fost adormit, dar cine, cum și de ce mi-a dat somn, veți afla urmărind povestea ce urmează, pentru că da, se poate spune că este doar un sketch, o poveste, dar de fapt este mult, mult mai mult de atât. Iată deci cum a început totul și mai ales cum am ajuns aici. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go, go. I want you to take out all the insurgency. I mean, Igor that commander. Bring me the head of that rat. Fly with my luchador, I'm about to shake the flow, I'ma make it taste the war. Full call, time to set the score. Rude riding, taking on them war robots. Bună ziua! Good evening, ladies and gentlemen! Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit! Suntem la MNM în mașină, alături de Mike Diamonds, colțul roșu, bineînțeles, și cel mai reputat colț. Cine vrea să-i facă un challenge lui Mike Diamonds? Ia zi, bro, fii atent, du-mă până la sediul la... Avem acolo...
ceva foarte incendiar pentru noi astăzi, ladies and gentlemen. What's going on? Ce zici, bă? Gata? Gata. Ce ești, prezentator? Ce ești? Eu? Da, comentator. Bă, băiatule, hai să zic eu vorba așa. Eu sunt cel mai mare prezentator din lume. Știi ce? Dacă tu nu mă cunoști, vezi că mă enervezi. Vezi că mă enervezi. Deci nu mă enerva. Sunt Mike Diamonds, the one and only. Hai, dacă tot ești așa, comentator, prezentator, zici ceva despre mine. Prezintă-mă aici la... Păi cine ești tu? MNM. MNM up in the motherfucking place. Ladies and gentlemen, el este marele șofer cu 10.000 de curse și 4,6 stele. Ia zi, boy. Expert în accidente. Nu e așa? Așa scrie un accident. Ești vedetă, mă, bro, te-am căutat. Ce ai, ești mare googlist aici, pe TikTok, peste tot. Ok, mersi de prezentare. Apropo, prezentator de ce ești în mod normal? Prezentator de ce? Bă, băiatule, tu chiar ești chitit să mă superi astăzi. Sunt MC, sunt prezentator Eric Sef, DFS, anything, bro. I'm the best in the game. You know? Ai auzit de asta? Best in the game. The GOAT. Eu sunt acela. Auzi, mă. Și mai ales sportiv. Asta e o chestie pe care trebuie să o bagi la cap. Foarte bine. Sportiv de ce? Dar din bună. Ok. A? Sportiv? Da? Mai zi o dată ce ai zis. Zic sportiv de ce? Dar din gură. De ce sportiv? Mă, dar ție nu ți-e bine așa în pielea ta, vă, da? You know what I'm saying? Ia trage mașina după spatele blocului să-ți are ceva. Hai să vezi. Hai să vezi despre ce vorbesc. Ia uite, mă. Așa, ia zi, boy. Boy? Boy? Ma boy. Boy? Boiuleț, 1,90 m, 24 de dobituri și loviți într-o secundă. Bă, man, tu nu mă cunoști pe mine. Tu nu mă cunoști pe mine. Eu sunt the kickboxer. Eu sunt the ring announcer. Eu sunt the one and only, the best motherfucker. Boy? Boiuleț. Bă, boiuleț, bă, tu nu știi cine sunt. Bă, mă, așa, mă, bă. Ce zice, că doar în gura e de mine, mă, câte, bă, câți cerete aici, bă, 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 ia uite aici, bă, 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 tu ai mai văzut, mă, brand ăsta, mă, tu ai mai văzut brand ăsta, 0,3% grăsime, ia uite, ia uite, bă, bă, rupe cămașă pe mine, bă, the fuck, boy, scuze, I can be your dad, motherfucker. N-am vrut să vă supăr. Băi, cursa asta trage pe dreapta. M-ai enervat. Ok. Trage pe dreapta. Cer scuze oricum. Băi. M-am glumit. Ia uite, bă. E ok aici? E perfect. Bă, hai să-ți dau un sfat. Da. Ai grijă cum vorbești. Dar n-am vrut să vă supăr. Ai grijă cum vorbești. Că, vezi tu, în orașul ăsta există un ring. Și oricând te bag în el. Nu, ok. Te pricepi? Nu mă pricep. Nu te pricepi. La ce să faci? Să te bați în ring. Aia glumeam oricum. Glume? Da. That's my boy! Stai așa! Nu, din partea casei, nu. Mersi frumos, e gratis, nu, mulțumesc. Zi frumoasă. Come on, man! Nu, mersi mult. Hai, zi bună, sănătate și pare bine. Hai că până la urmă, a fost ok. Știi, m-am distrat un pic. Da. A fost cool. Eu nu. See you next time, boy! Go! Boy, I'm dangerous. When you see me patrolling, you don't wanna cross my way. I'm with my Fenrir, so better bring that big boogie Fenrir. I'm closing in, by the way, I'm derriere. Fly with my luchador, I'm about to shake the flow. I'ma make it taste the war. I'm throwing stairs.
love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up. Bună ziua, pot deschide portbagajul sau vreți dumneavoastră? Salut, hai că vine, stai așa. Mă, ce ai în ea? Ai furat ferele de la sală, ce ai făcut? Nu, no, doar mi-am făcut plinul de suplimente. De steroizi, adică. Mulțumesc. A few moments later. Auzi, da, tu de cât timp bagi steroizi, prafuri de alea? Doamne ferește, dar nu e steroizi. Nu e steroizi, excepția la alea, 30 de kg din geantă sau cum? Am spus, am cumpărat suplimente, nu steroizi. Suplimente, steroizi, nu-i tot dracu ăla. Oricum, toți ăștia voi cu mușchi pe voi, decât cu substanțe vă faceți, că altfel n-ai cum. Cu tot respectul, nu e adevărat. Eu personal mănânc sănătos, mă antrenez zilnic câte 2 ore la sală, de peste 5 ani, fac MMA, deci se poate și fără. Iar suplimentele, ca să știi din punctul meu de vedere, ajută foarte mult pentru a fi mult mai eficient. Uite, eu de exemplu, la fiecare antrenament folosesc BCA pentru că mă ajută pentru masa musculară, să revin mai bine. Round 1. La final de antrenament folosesc proteină, o cupă de proteină. Round 2. Și ce mai iau eu? Pre-workout înainte de sală, ca să-mi dea energie. Round 3. Chiar tu nu vrei să mergi la sală? Nu ți-ar place să faci și tu sport? Să te menții? Round 4. Fight! Și hai să zic că mai iei niște vitamine. Magneziu, vitamina B6, zinc. Round 5. Fight! Da, și să știi că cel mai important dintre toate astea e nutriția. Final round. One eternity later. Aici aveți nevoie, nu? Da. Da, mamă, ce repede am ajuns. Am tot vorbit și nici mi-am dat seama când a trecut timpul. Vă mulțumesc frumos pentru cursă. Mulțumesc eu. Auzi, tot ai foarte mult aici. Îmi dai și mie ceva să fac și eu mușchi frumos ca tine, așa? Sigur că da. Uite, îți dau o proteină să o iei după sală, 150 de grame. Ok. O spui în apă sau în lapte, dar preferabil e în apă pentru că se asimilează mult mai bine. Mulțumesc. Spor la antrenamente, spor la sală. Mulțumesc frumos. La revedere și vă mulțumesc frumos. La revedere. Zi frumoasă. Doamne ajută! Bună ziua. Stai, mă, stai așa. Ți-am zis eu să pleci? Păi ce? Ce am făcut? Mă aștept pe cineva? Stai așa. Vreau o cursă cât mai corectă, fără incidente, fără să lovești pietoni, fără să treci pe roșu, fără să stai fața la oameni. Ai înțeles? Da. Oglindă stânga, oglindă dreapta, oglindă centru, începe cursa. Hai, ciup, ciup. Ok.
A few moments later. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor all alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is swerving like a toad. Give you a holiday. Hai, mă, mai repede. Ia traversezi. Let your children play. If you give this man a ride, sweet man, you'll die. Give him on the road. Ce faci, mă? Ce fac? Păi ai schimbat de două ori banda fără să te asiguri. Bă, m-am asigurat. Cum m-am asigurat? Unde te-ai asigurat, mă, când te-ai asigurat deloc? Și cu ochii pe tine, ca pe butelie, sunt arbitru profesionist, atent la cele mai mici detalii. Așa că ți-am analizat toate greșelile. Păi ai schimbat banda fără să te asiguri. Ai trecut de două ori pe galben. Era să dai peste o femeie pe trecerea de pietoni și ai trecut și pe roșu. Cum ești atent? Vrei să te dau pe mâna poliției? Ai spus că ești arbitru, nu instructor auto. Hai, mă, că am glumit cu poliția. Eu, okay. Pe principiu, garda să ține, nu se sună. Dar poți să-ți dau două capace ca să-ți faci privirea spre înainte. Acum ai și Smart 2, nu doar arbitru și instructor auto? Apropo, arbitru de ce? De MMA. Păi și dacă ești arbitru de MMA, ce înseamnă? Că știi să te și bați acum? Ai grijă, că nu se știe. Bine, că vreau mâna de pe mine. Ia vezi ce zice Google aici. Trage pe dreapta ca să nu mai conduci, să faci incidente. Yamato Zaharia, ia stai așa. Yamato Zaharia. Yamato Zaharia, campion mondial Kempo MMA. It was at this moment that he knew he fucked up. Că n-am plătit nici cu asta, așa trebuie. Twinkle, twinkle, little star. Bă, cursă. Unde sunt mai aici? Spatele meu. What the fuck? Lasă domnul mașina, e frumos. Aveți grijă că vă bate karatista. Cine e Tatiana asta? Cine, mă, smardoica asta, cum adică nu știi sau cum? Culturistă? De unde culturistă? Tu culturistă, karatistă? Păi tu ai auzit de bătaie sau nu știi cum doare? Ce p***a mea tu mă întrebi tu cine sunt? Uite-te și tu pe internet, pe de-astea. Că eu sunt pe internetul ăsta de nu ai tu fire în cap. Tu ești karatistă sau? Ce, de unde, până unde știu? Care, și tu știi bătaie? Păi eu știu bătaie, că mai și dat, am mai și dat. De ce vrei să vezi și tu cum e să dai? Sau care p***a mea e problema? Ai vreo problemă cu mine? Vrei să ne batem? Vrei bani? Ce vrei? Că nu înțeleg. Ai probleme de sănătate? Vrei să donezi ceva bani? Că nu înțeleg. Ai numai ștouri de-astea proaste. De ce mă întrebi tu pe mine cine sunt eu? Păi eu sunt șmecher, mă. Eu, pe mine mă știe toată România. Păi ai treaba ta de șofer? Fă-ți treaba ta de șofer. Nu pe mine la cap, că nu ești tu nimeni. Ce ai? Dar ce cu limbajul ăsta? Ce limbaj? Fie ăsta e limbajul meu, ștoul meu. Dacă știi că vii să mai iei, de ce? Păi nu știam cine nu știu cine. Păi nu, uite acum vezi, să nu mai vii să mai iei niciodată, că te și bat când te prind a doua oară. Ai înțeles?
mai avea de-astea cu mine. Ție, se pare că ai crescut în Ferentar, pe te bagi și pe tine și pe cine vrei tu. Fii șofer dacă ești șofer, nu fii miloc. Eu îți plătesc, tu mă servești, nu? Așa e frumos, nu? Mai nu mă trebuie pe mine ce sunt, că n-ai de unde să știu mă viața mea, că eu sunt șmecheră. Dacă trebuie să zic cine sunt, trebuie să te și împușc, înțelegi? Că mea, sunt și eu, uite, am mai șmecheră. Am mai zis și repet, sunt și așa, caratistă grasă și sunt și sexy, mă înțelegi? Și vă iau bărbații de sub nas. Altceva mai ai să-mi zici, mai ai să mă întrebi sau... Na, dacă tot îmi pui întrebări de-astea. 20 minutes later. Ce p***a mea, vă credeți unii mardoi așa, aveți tupeu să mă întrebați și sunt eu? Păi, rușine și vouă, mă, așa, nu aveți pic de respect. Adică p***a mea, sunt și eu dita mai tatea și trebuie să răspund eu la toți fraierii, toți milocii, toți necunoscuții, toți neb***uții, toți idioții, că vezi, doamne, cine sunt eu, că vezi, doamne, dacă sunt eu ca artistă, să-mi bag p***a și într-o salvare, așa, b***a. Și ce mă, ce ăsta e Uber, schimbați mă, oamenii ăștia bidoni să mă Uber. Of, viața mea, dau numai de fraier, numai de șmeche de ăsta de carton. M-am săturat să le ajutat. Gata coșmar, bă, lasă-mă, vorbește, vorbește. Ce faci română, că vorbești singur, ce ai? Ce ai pe românule? Coșmar, mamă, m-am săturat, bă, de toți fraierii ăștia, bă, nu știu ce, bă, ce ai pe românia, chide-ți dai palmele alea, vrei să-ți dau eu vruna? Dorian Popa. Parcă eram în Titan. Cum am luat eu comandă din Domnești. Doi kilometri. Ce tare. Hăți Johnule, hai să luăm pe Dorian Popa. Da, ciudat. M-a luat somnul. Nu știu ce am pățit. În fine, hai. Hai să ciocănim spre Hâț Residence. Uite și Hâț Residence-ul. Ce tare. Ce mi-ar place să-mi iau și eu o casă aici. Da, de unde bani? Uite și Hâț Mobilul. Hai să întoarcem acum. Sper să nu mă facă să aștept o grămadă. Johnule, să-i dăm cu sălică. Haide băiatul meu, să-i dăm la sălică. Să trăiți, să trăiți. Mergem și până la sală, da? Mergem oriunde dorești, Dorian. Aia zic, băiatul meu, bă, ce te uiți așa, ce crezi că dacă sunt șchiop, nu pot să merg la sală? Păi așa că intră mai greu în mașină ăsta, că nu se îndoaie, da? Ușor, ușor. Au, opa așa. Gata, maestre, hai. Dă-i la sală, băiatul meu, ce credeai, mă, ce credeai, mă, mai văzut așa? Dar poți să întrebi așa, așa, ce-ai pățit la genunchi, ce-ai mai exact? M-am rupt tot, băiatul meu. Ligament colateral intern, ligament colateral extern, ambele meniscuri, niște cartilaje și un ligament încrucișat. Lejerea, nu? Wow. Păi ce credeai că cu piciorul rupt nu se poate merge la sală, mă? Mă, e de voință, mă. Vrei, poți. Nu vrei, nu poți. Știi ce spunea maică-mea când eram mic? Știi ce zicea mamișor? Vrei să zic? Nu există, nu pot, există, nu vreau. Corect. Foarte corect. Păi ia să te iau eu la bamărul, tu faci sală? Aș vrea, dar nu prea am timp, știi cum e. Bă, bă, toată lumea cu așași lucruri, n-am timp. Timp îți faci pentru ce vrei, fratele meu. Cum adică n-ai timp? Trebuie să muncesc, să fac bani, să duc la familia, în copii, am... trebuie să muncesc 12 ore pe zi. N-ai timp. Cum adică n-ai timp? N-ai timp că ce? Că trebuie să muncești, să faci bani, că altfel nu înțeleg cum n-ai timp. Exact, aia zic. Păi și uite, îți dau eu un... îți dau o mână de ajutor care să-ți revoluționeze viața. Îți ofer eu banii de care ai nevoie ca să nu mai muncești atât de mult și să te duci la sală și să ai grijă de corpul tău și de sănătatea ta. Mulțumesc mult. Zi o sumă. Hai că vorbim după aia, acum nu știu să zic o sumă. Bine mă, fii atent. Lasă suma deoparte. Propunerea mea e propunerea mea, da? Fii atent. Acum, lași ce ai de făcut, te contez eu dacă ai nevoie, vii cu mine la sală și eu îți fac abonament la sală. De acord? Da,
Da, problema e că stau în Dristori, tu ești în Domnești. Încep cu două amândouă, dar sunt departe. Nu știu, nu pot să ajung eu la sala așa. Păi, scuze peste scuze, nicio problemă, băiatul meu, e departe. Fii atent cum facem. Îți dau o casă la Hăț Rezidenț și ești la doi pași de sală. Joacă-o. Doi casă. Și casă și bani și... Îți dau și o casă și bani numai să te apuci de sală. Doamne, ok. Mersi mult. Acum singura problemă ar mai fi copii, cu școala, cu alea, dar... Care e problema, mă, cu școala, cu alea, băiatul meu, că mâine, poi mâine face fratele tău în Domnești Hăț Schooling Campus. Cum vine să cred? Te ascult. Hai, mai găsești o scuză. Bă, nu poate fi adevărat, îmi vine să plâng, jur. Mulțumesc mult. Cum mulțumesc mult, mă, ce să fie adevărat, ești nebun la cap? Nu vrei să-ți fac și abonament la sală, să-ți dau și casă? Dacă vrei, mă pun eu șofer în locul tău și te duc la... Băi frate, ascultă bine aici, bagă-ți mințile în cap. Tu te fă-ți abonament la sală, tu te muncește, ia-ți o proteină, ce vrei tu ca să te motiveze. Dă-i muncă, nu 12 ore pe zi, 23 de ore pe zi, da? Că omul duce. Și du-te fratele meu și realizează-ți visurile. Lasă vrăjeala asta cu aoleo, nu pot, e departe, dar n-ajunge copilul, dar... Scuzele niciodată nu te vor duce departe. Scuzele sunt pentru pierzători. Hai, la treabă. Sunt bine, sunt bine. Am învățat multe din experiența asta. Sper că și voi. Și dacă este așa, nu uitați să lăsați un like și să dați o distribuire, să vă abonați la acest canal de YouTube, MNM Vlog, să aprindeți clopoțelul, să mă urmăriți pe TikTok, Instagram și Facebook căutând Eu sunt MNM peste tot și vă mulțumesc pentru timpul acordat. Pe data viitoare! Now it's supposed to feel